Barcelona s-a distrat în deplasare cu Mallorca în campionatul Spaniei. Catalanii s-au impus cu scorul de 5-1, iar Puștiu Minune la Lamine Yamal a reușit o partidă de zile mari. Barcelona a deschis scorul de minutul 12 prin Ferran Torres, însă gazdele au restabilit egalitatea până la pauză prin Vedat Muriqi. Catalanii și-au început recitalul în repriza a doua, minutul 56, atunci când Lamine Yamal a obținut o lovitură de la 11 metri, iar Rafinha a transformat penaltiul. În minutul 74, puștul Barcei a strălucit din nou când a oferit o pasă de geniu aceluiași Rafinha, care a dus scorul la 3-1. Și tot Lamine Yamal a fost arhitectul golului de 4-1 pe care și l-a trecut în cont Frenkie de Jong, în timp ce scorul final de 5-1 a fost stabilit de Pau Victor în minutul 84. Barcelona a acumulat 37 de puncte și are cu 4 mai mult decât a doua clasată Real Madrid, dar și cu 2 meciuri mai mult disputate. În Anglia, Ruud van Nistelrooy a debutat cu o victorie pe banca lui Leicester City, scor 3-1 pe teren propriu cu West Ham United. Jamie Vardy, Bilal Ilkhanous și Paco Ndaka au marcat pentru gazde. Going to get there first, takes it round Kilman, driving towards the West Ham goal, left side of the penalty area, Daka! După 14 meciuri jucate, Leicester City se află pe locul 15 cu 13 puncte, iar West Ham este pe 14 cu 15 puncte.